Bună seara tuturor celor care vizionează acest video. Pentru că toți suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, luna magică a Crăciunului, am gândit să folosesc acest pachet de cărți de oracol magic pentru a afla care sunt energiile noutățile acestei săptămâni, pentru fiecare zi a săptămânii, cum va fi fiecare zi a săptămânii. Și ca să fie puțin mai particularizat, așadar voi face o etalare intuitivă în trei variante. Ciorchinele va fi prima variantă, cristalul alb transparent a doua variantă, cristalul mov a treia variantă. Alegeți intuitiv varianta cu care rezonați și să vedem așadar ce aduce fiecare zi a săptămânii pentru varianta aleasă, care ar putea fi energiile, cât de magică poate fi săptămâna în funcție și de varianta aleasă, ce v-ați putea aștepta în planurile personale de zi cu zi, dacă aveți o dorință, dacă se îndeplinește în ziua respectivă, să vedem ce spun cărțile, așadar, oracol magic. Să vedem cât de magică va fi această săptămână de miraculoasă, de reușită. Se grăbește o mare victorie, să știți, pentru voi. În această săptămână vă veți împlini dorințele, ajunge la succesul dorit datorită dedicației voastre, ambiției voastre, disciplinei voastre. Este momentul să sărbătoriți rezultatele. Sunteți în centrul atenției, să știți. Deci, în această săptămână, așteptați-vă la a vă împlini dorințele, a fi magică cu adevărat pentru voi, a fi stăpânul propriei vieți. Într-adevăr, puteți fi foarte drăguță, foarte respectată, pot apărea vești neașteptate. Darurile voastre pe care le-ați oferit s-ar putea să le primiți înapoi, adică binele făcut să se întoarcă la voi, să știți. Pot veni bani pe neașteptate, daruri, cadouri, este momentul practic să cereți poate chiar un ajutor, un sprijin. Puteți primi ajutor, cadouri, poate apărea o dragoste, o prietenie. Așadar, această săptămână poate fi cu adevărat magică. Haideți să vedem luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Și să vedem și energia generală a acestei săptămâni. Noutăți. Așteptați-vă chiar să vă caute cineva pe neașteptate. Așteptați-vă chiar să vă vină bani, câștiguri, să vă regenerați. Vă reinventați, să zic așa. Faceți practic o idee să prindă viață, vă echilibrați energiile, vă faceți cumva să zic așa, un bilanț al trecutului, prezentului și proiectați ceva nou pentru viitor, cumva. Înțelegeți practic scopul care vă este pentru voi, ce aveți de făcut mai departe în viață. Puteți chiar să vă iertați pe voi, să iertați pe alții, să vă împăcați cu cineva. Deci o săptămână ca și energie generală să zic, a judecății, cumva a karmei, o săptămână karmică în care, în funcție poate și de karma personală, dar în orice caz poate fi foarte miraculoasă, a împăcării, a unor miracole care se produc. Aici chiar vă puteți curăța energiile, dezlegări de farmece, de vrăji, puteți renaște din propria cenușă, puteți să vă reinventați, vă poate căuta cineva, vă puteți împăca cu cineva, puteți obține jobul dorit. Începe de luni, foarte frumos, cu noutăți, cu vești de bani, chiar puteți să vă permiteți un premiu pentru excelență, pentru munca voastră, vă puteți bucura de munca voastră. Puteți vă dedicați cu mult profesionalism unei activități sau chiar veți avea de-a face cu cineva care vă ajută în munca voastră. În orice caz, vă văd aici că aveți o muncă autonomă, poate, sau așa vă gândiți voi. Puteți primi o propunere să aveți o activitate proprie. Vă veți bucura de timpul petrecut împreună cu o persoană dragă, populară, o persoană, adică așa, care vă poate învăța niște lucruri sau pe care o veți învăța voi. Cumva veți aprecia timpul petrecut cu cineva sau chiar timpul pe care îl petreceți voi, o să vă dați seama că s-a meritat să învățați ceva, să vă dedicați unui hobby, unei pasiuni, poate chiar vă îndrăgostiți, aveți niște evenimente. De ziua de luni poate aduce noutăți pozitive, reușite, popularitate.
ziua de marți, la fel, vești noutăți, drumuri, apare pentru voi ceva nou, ceva misterios, ceva neașteptat, o idee, poate chiar genială, poate începeți o nouă fază în viața voastră, un nou drum, poate apare chiar un copil. Veți avea mai multă încredere în voi, mai mult curaj, să zic așa, vin noutăți. Plecați, poate faceți un drum, poate începe chiar o prietenie, o relație nouă, pot veni vești de copii. Pentru miercuri, cumva aici aveți o zi în care poate aveți de luat o decizie, pentru că îmi păresc cumva că aveți o teamă, o îndoială poate și cumva veți găsi cea mai bună soluție. Veți încerca poate să vă faceți pe plac vouă mai mult decât celorlalți, deci nu vă veți mai, poate nu veți mai dori să faceți compromisul, spre exemplu, pentru că nu vreți să vă blocheze înaintarea, nu vreți să vă, nici nu vreți să vă simțiți datornici, cumva vă faceți o clarificare. Deci aveți cumva o îndoială pe care o veți clarifica, fie legat de voi înșivă, de talentul vostru, de încrederea care o aveți în voi, fie legat de cineva, cumva veți clarifica ceva. Joi. Joi poate fi o zi în care poate veți călători, vă veți duce pe undeva, văd că vin niște schimbări pozitive pentru voi. Poate apărea o liniște, o calmare a unei situații după timpuri de dificultate, poate apărea o călătorie, un drum, o schimbare. Pentru vineri poate apărea o zi în care vă veți odihni, poate vă veți lăsa deoparte preocupările, veți gândi mai mult, vă veți gândi mai mult la lucruri plăcute, nu mai vreți să vă gândiți la lucruri neplăcute. Veți medita, poate, pentru că prin meditație veți găsi soluții. Aveți nevoie, poate, și să dormiți puțin mai mult sau să vă luați o vacanță. Vă gândiți deja, poate, la vacanță. Exact, pentru că deja parcă voi plecați undeva la, deci parcă de la munte ziceți că plecați la mare, vreți să plecați undeva la soare, sau poate că vine soarele pe strada voastră, să zic așa, veți fi mai veseli, mai populari. Aveți poate chiar multe emoții, să zic așa, aveți niște evenimente de familie, cu prietenii, sau ieșiți pe undeva unde cunoașteți persoane sentimentale, sensibile, să zic așa, romantice, creative. Vă ocupați poate și de copii, de evenimente de care țin de copii. În jurul vostru pot fi persoane de care, care vă face plăcere să petreceți sau să le cunoașteți. Vă puteți duce la niște evenimente, spectacole. Și văd că și duminică puteți avea așadar o zi foarte frumoasă, se pare că se întrevede pentru voi un viitor frumos ca și rezultat al unei munci pe care voi ați depus-o, o muncă foarte creativă. Puteți cunoaște persoane noi, puteți să vă înscrieți în vreun grup de persoane care să vă ajute să vă împliniți visele, faceți niște progrese importante. Deci, pare o săptămână foarte frumoasă, karmică, aș putea să spun, cu foarte, foarte multe noutăți și clarificări. Miraculoasă, magică. Haideți să vedem și varianta numărul 2, cristalul alb. La cristalul alb, să vedem ce... Dacă cumva am amestecat varianta și am spus 2 că este cristalul alb și era 3, nu are importanță, este vorba de cristalul alb. Vedem varianta cristalului alb, cum va fi această săptămână, la ce vă puteți aștepta. La noutăți, o retrezire la viață, aveți nevoie poate și de o înțelepciune, veți avea de-a face cu o doamnă practică, generoasă, elegantă, o persoană rafinată, sau sunteți chiar voi în care vă veți pune în valoare, vă veți ocupa de frumusețe, veți fi mai practică în acțiunile voastre, veți avea mai multă capacitate să faceți totul mai strălucitor, mai frumos. Pot apărea noutăți în legătură cu o relație, să cunoașteți pe cineva, să vă împliniți un vis, dacă e necesar, poate să schimbați ceva. Să aveți răbdare, să vă recunoașteți că aveți și voi nevoie de mai mult timp, poate să reflectați, să vă odihniți, să vă ocupați de frumusețe, poate vă puteți regenera, să zic frumusețea, poate și că vă veți odihni mai mult în această săptămână sau veți face vreun tratament de frumusețare, vă înnoiți garderoba, cumva înnoiți casa ca și garderoba. Hai să vedem pentru surpriza. Exact, apare o noutate, să știți, o idee. Apar niște clarificări, veți învinge niște obstacole, vă veți face dreptate, veți comunica cu foarte multă claritate și precizie, vi se vor prezenta poate niște noutăți sau lucruri importante care să vă dea mult entuziasm, vă dea mult curaj, veți fi mai curajoși
în această săptămână, deci această săptămână pentru varianta a doua, se vede că v-ați ales cristalul alb pentru că aveți foarte multă claritate, foarte multă, cumva, detașare. Nu sunteți nici prea pesimiști, nici prea optimiști, ci exact cum trebuie. Vedeți foarte clar lucrurile. Vreți o clarificare, vreți o dreptate. Puteți face niște acte sau apar niște noutăți importante, o idee genială. Da, uite, poate chiar vă faceți dreptate la unii, pentru că văd că luni poate veni chiar o dreptate, o împăcare, o echilibrare. Poate că trebuie să vă acordați mai mult timp pentru a revedea cu mai multă atenție niște detalii legate de o situație prin care treceți, pentru că puteți învinge, trebuie doar să luați o decizie corectă și obiectivă. Orice s-ar întâmpla ziua de luni, aduce o dreptate, o justiție. Acum, poate aparent să nu fie, acum depinde de karma personală, dar pare că e o justiție dreaptă, oricum ar fi ea, pentru că, cum se spune, adevărul te eliberează și ție de pe griji, ție o grijă de anumite situații, dar aici pare și o situație favorabilă în care îți vine o veste, îți vine o noutate, poate faci niște acte, poate că îți obții banii pe care îi meriți, poate că te curezi de energie, poate că ai liber. Poate fi o zi în care ți echilibrezi energiile sau poate chiar faci pace cu cineva. Pot fi și întâlniri importante legate de o instituție în care rezolvi niște probleme corect sau vei acorda mai multă atenție lucrurilor sincere, corecte, în relațiile cu ceilalți. Vei dori mai mult echilibru. Ziua de Mars, la fel, de magică poate fi. Deci chiar e o săptămână magică, pentru că văd că Mars îți poți realiza visele, oricare ar fi acest vis, deci poți să fii cine vrei, să faci ce vrei. Important este să-ți pui în valoare calitățile, să-ți asumi rolul, să-ți asumi controlul propriei vieți, pentru că ești în gradul să manifesti ceea ce ai nevoie și ceea ce îți dorești pentru a avea succes. Deci poți avea succes, poți să-ți împlinești visele, te poți chiar îndrăgosti pe neașteptate. Deci este o zi magică, în care magia sau magicianul ești chiar tu. Magia o aduci chiar tu proprii tale vieți, cât și poate în viața cuiva. Miercuri, la fel, e o persoană aici, o doamnă, văd că joacă un rol foarte important. Poți avea multă intuiție, multă frumusețe, multă dragoste, multă emoție. Ascultă-ți vocea, spune aici. Ascultă-ți inima, vocea interioară, a inima, intuiția ta care te poate ajuta. Ai grijă de ceilalți, poate nu, nu mai, mai ai mai multă grijă de tine decât de ceilalți, cum ar veni, pentru că s-ar putea să fii o persoană prea miloasă și atunci e într-un exces și atunci cumva bazează-te pe intuiția ta că poate nu toată lumea merită, cum ar veni, prietenia ta. De aceea poate apare aici, trebuie să fii nici prea caldă, nici prea rece, ci dreaptă, pentru, atât față de tine cât și în relațiile cu ceilalți. Joi poate fi o zi în care poți să primești niște daruri, cadouri, binele făcut se întoarce la tine, poți să atragi bani către tine neașteptați, poți avea un noroc neașteptat, niște câștiguri. Este momentul să ceri poate un ajutor, un sprijin, dar cu înțelepciune ca să nu rămâi cu datorii. Pentru vineri poate fi o zi foarte frumoasă, cu petreceri, cu evenimente, cu întâlniri plăcute, văd că vin vești bune care merită sărbătorite, pot veni anunțuri importante, poate chiar cere în căsătorie, poate chiar o diplomă, poate chiar un copil, o naștere, o prietenie. Poți să te întâlnești cu prieteni la care ții. Pentru sâmbătă apare ceva care poate să aducă o clarificare. Aici, cumva, poate că ai nevoie să ceri sfatul cuiva care este mai specializat într-o situație pentru obiectivele tale. Poate apărea ocazia să vorbești în public. Pot apărea, totuși, relații personale mai reci, să zic așa. Poate asta e acest as aici care mi-a apărut aici, cumva o claritate o faci, o revelație o vei avea, poate chiar te vindeci, poate că asta va fi la unii dintre voi, poate că vă vindecați, vă găsiți echilibru în sfârșit. E o săptămână foarte frumoasă în care văd că copiii, persoane, anumite persoane joacă un rol important, persoanele cu funcții chiar, pot juca un rol important, poți avea de-a face în duminică cu o persoană romantică, fascinantă, dar puțin cam teatrală, poate, puțin cam bârfitoare. Poate că te poți îndrăgosti pe neașteptate, dar poți să-ți pierzi capul și s-ar putea să fie, să rămâi, ai să ai nevoie să rămâi cu picioarele pe pământ, pentru că acea persoană poate că e doar așa,
ca o păpădie, știți cum e puful de păpădie, deci dispare foarte repede, pentru că poți trăi o experiență emotivă foarte puternică, e fascinantă, dar s-ar putea să fie doar o apă de ploaie, pentru că ce trebuie să-ți păstrezi capul, echilibru, să ai o mintea clară, pentru că s-ar putea să-ți ia cineva ochii sau mințile prin cuvinte, prin comportament, prin ceva și ai nevoie să fii mai detașat, detașată, pentru că ești o persoană poate prea sensibilă și te lași influențată emoțional, să zic așa, și ai nevoie de mai multă claritate. Cam asta e din ce văd aici, o săptămână așadar foarte frumoasă, interesantă. Și să vedem și varianta numărul 3, cristalul mov. De la cristalul mov, ce se întâmplă în această săptămână? O, la voi se întâmplă niște situații pe dos. O, aveți succes și voi, noutăți, multe, multe lucruri se întorc la voi pe dos, să zic așa. Experiențele voastre, să zic așa, v-a făcut să treceți prin toate fazele, să zic așa, ale vieții, cumva voi ați avut o experiență foarte bogată, nu neapărat că ați experimentat pe propria viață, cât poate ați studiat, ați învățat, exact, că sunteți visătoare, sunteți nostalgice, poate, sau vă faceți gânduri unde să vă duceți, ce să faceți. Haideți să vedem cum va fi această săptămână, cât de magică va fi această săptămână pentru a treia variantă, cristalul mov. Fiecare zi, cu ce vine? Cu noutăți, să știți, văd că aveți noutăți, aveți poate multe petreceri, întâlniri cu copiii, cu familia, vă căutați o garanție, o siguranță financiară pentru copiii voștri și pentru voi, investiment, investițiile voastre pot da niște fructe, niște roade, cumva respectați tradițiile de familie, voi le duceți mai departe, prin copii, prin voi, cumva aveți de-a face și cu un tânăr aici, care poate fi foarte fascinant, sigur de sine, poate fi copilul vostru, apar niște acțiuni imediate, veți avea o inițiativă sau vă caută cineva, văd că aveți o provocare care vă aduce reușită, succes, poate apare o relație foarte pasională cu un tânăr, poate dintr-un semn de foc, sau sunteți chiar voi care sunteți foarte pasionali, să zic așa, în această săptămână, foarte entuziaști, foarte creativi, ambițioși, determinați, faceți drumuri. Surpriza, să zicem așa, a săptămânii sau energia generală a săptămânii este a entuziasmului, a optimismului, a creativității, a energiei. Deci este timpul, practic, să vă împliniți visele, spune aici mesajul. Deci măreșteți orizonturile, visează, liberați, puneți în valoare creativitatea, să zic așa. Ești, fii cine vrei să fii, fă ce vrei să faci. Ai vise, trebuie să ai cât mai multe vise, cât mai mărețe. Deja vezi lumința de la capătul tunelului. Luni. Luni este o zi în care chiar se întrevede un viitor luminos ca rezultat al muncii voastre foarte îndelungate și creative. Văd că puteți avea un succes, o reușită cu persoane care vă împărtășesc opiniile. Văd aici că aveți, sunteți populari, puteți avea parte de recunoașterea meritului, de un progres, să zic așa, vi se împlinesc niște vise. Marți, sunteți, ce să zic aici, în plină glorie. Este momentul să acționați. Să vă afirmați creativitatea, puterea creativității este la voi. Succesul te va aduce către o viață prosperă și plină de toate. Puteți primi darul, cadoul, cel din căsătorie, vă puteți îndrăgosti, puteți deveni mamă sau soție, aici cumva vă puneți în valoare ca doamnă, aveți un cuvânt de spus poate într-un grup, în societate sau în familie, cumva viața vă luați în mâini, sunteți întreprinzătoare, vă faceți o afacere, vă conduceți propria afacere, propria viață. Fie că sunteți sigure, fie că sunteți căsătorite, voi sunteți cele care decideți. Și miercuri la fel, este o zi poate puțin stresantă în care poate că aveți nevoie să vă mai și odihniți pentru că aveți multă treabă, poate aveți nevoie de mai multă determinare, ambiție, poate și să cereți ajutorul să mai, sau să vă relaxați pentru că păreți cumva într-un stres. Joi joacă un rol important, poate familia, veți avea iluminare, veți avea o bună intuiție, o foarte bună, să zic așa, niște revelații, poate chiar, poate și insomnii, dar poate că vă veți avea și curaj, pentru că văd că lăsați preocupările și temerile și veți înțelege niște situații, poate că aflați niște secrete, aflați de niște intrigi. Și vineri, la fel, văd că vă vindecați, văd că rezolvați niște dificultăți, vă reinventați, în sfârșit, vă luați o greutate de pe suflet, practic deveniți independenți.
Deci nu mai sunteți dependenți de alții, în sfârșit sunteți liberi, vă simțiți, poate că aveați ceva de făcut și terminați treburile, sau poate că aveați o problemă de sănătate și vă refaceți sănătatea, sau vă despărțiți de cineva, poate unii dintre voi vă despărțiți, alții poate că vă împăcați, aici că depinde, e cumva o schimbare care vine și aduce noutăți. Sâmbătă, în schimb, aici poate că vă învingeți niște temeri, veți evita să vă contraziceți sau să vă concentrați pe scenarii tragice, să zic așa. Nu mai vreți să mai faceți, să mai dramatizați, nu vă mai lăsați preocupați de ceea ce zic alții, de ce fac alții, cumva vă curățați energiile, parcă vă odihniți. Poate că nu vă simțiți nici foarte bine, dar duminică ce să zic, aveți noroc. Deci, duminică se schimbă ceva fundamental în viața voastră. Deci, numai ceva, un noroc neașteptat, poate veni și printr-un câștig, poate veni și printr-o relație, deci un noroc neașteptat sau ceva neașteptat poate schimba destinul într-un mod favorabil, poate apărea o nouă mașină, poate apărea o călătorie, poate apărea o persoană, cineva, deci se schimbă ceva aici în viața voastră, pentru că este săptămână magică în care îți poți împlini visele. Orice vis, cum ar veni, doar să visezi, să fii creativ, lasă-ți creativ, ca un copil care nu te gândește, copil când se-și pun dorințe, vise, ei nu se gândesc că nu s-ar putea împlini, nu? Cam așa, simte-te ca un copil liber să-ți pui dorințele, sau poate chiar te vei ocupa de copii să le împlinești dorințele, că e aici o săptămână în care văd că energia feminină joacă un rol important, ca mamă, ca soție, ca prietenă, ca femeie, cumva te pui mai mult în valoare, îți iei viața în mâini. Cumva aici poate fi și cu o chestie pentru unele dintre voi, de o chestie și de singurătate în care voi vreți să vă puneți în valoare și să vă descurcați singure și veți găsi soluții. Altele care aveți copii, veți ocupa și de afaceri, dar și de copii, de familie și poate că la un moment dat vă veți mai simți și obosite, dar e posibil la unul dintre voi să aveți și parte de persoane care vă încearcă chiar să vă facă ele niște, aveți niște neînțelegeri, niște traume, să zic așa, care pot ține și de o invidie, gelozie din familie, din anturaj, cineva care v-a dezamăgit, dar văd că vă reinventați, oricum ar fi, nu durează mult la voi. Eu, așa cum ar veni, aveți câte un moment, poate, de dificultate, de neînțelegere, de tristețe, de dezamăgire, dar voi repede găsiți altceva, văd că repede vă reinventați și chiar aveți și norocul de partea voastră, să știți. E și la nivel de astral, de stele, de planete, dar și voi cumva învârtiți roata foarte rapid, vă schimbați starea de spirit și cum vă schimbați starea de spirit, cum totul se răstoarnă, totul se schimbă în favoarea voastră. Deci că tot universul complotează, să zic așa, ca să vă împlinească modul, adică complotează, participă la dorințele voastre, doar că trebuie voi să aveți această dorință, acest curaj să vă învingeți temerile, preocupările, să gândiți pozitiv. Acestea fiind spuse, eu sper să aveți parte de o săptămână minunată, binecuvântată, magică, așa cum dezvoluie cărțile că ar putea fi. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!